Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați, ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate informațiile pe care le aducem în fața dumneavoastră în fiecare zi. În această perioadă destul de caniculară, putem spune, nu sunt doar coduri portocalii, roșii și așa mai departe în ceea ce privește vremea, ci și în ceea ce privește șomerii din județul Hunedoara. Vorbim aici și despre proaspăt absolvenții ai liceelor din județ, care trebuie să știe că au dreptul de a beneficia de un sprijin financiar din partea AJFM Hunedoara. Vom discuta astăzi despre acest subiect. Vom discuta, bineînțeles, și despre cursurile care se organizează de către această agenție la nivelul întregului județ și cine poate participa la aceste cursuri. Vom vedea și care sunt proiectele actuale, dar și cele viitoare pe care conducerea AJFM Hunedoara le are pentru a veni în sprijinul șomerilor din județ. Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitata mea, doamna Georgeta Tomuța, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit. Caniculă afară, caniculă și prin birouri, probabil, dacă stăm să ne gândim la munca pe care o depuneți, inclusiv în această perioadă, pentru că numărul șomerilor din județul Hunedoara, cei drept, se păstrează, cumva este unul constant în ceea ce privește ultimii ani. Asta înseamnă provocare sau mai multe provocări, de fapt, și pentru dumneavoastră, pentru că trebuie să veniți în sprijinul lor, trebuie să înțeleagă și ei, bineînțeles, care este rolul acestei agenții și până la urmă cred că e vorba, sau ar trebui să fie vorba și despre o muncă în echipă. Așa este. În luna iunie față de luna mai, numărul șomerilor înregistrează o ușoară scădere. Avem 7450 de persoane în evidență, șomeri indemnizați și șomeri neindemnizați, și mai avem persoane în căutarea unui loc de muncă și absolvenți, respectiv cei care, tocmai spuneați dumneavoastră, persoanele care își termină studiile în termen de 60 de zile de la data absolvirii, își depun la noi un dosar de persoană în căutarea unui loc de muncă și au ca obligație să-și caute un loc de muncă, să încerce să se integreze pe piața forței de muncă. Sigur că dacă în cele 60 de zile nu reușesc să-și găsească un loc de muncă, vin la noi, solicită ajutorul de șomaj, indemnizația de șomaj, care este în sumă de 330 de lei și se acordă pe perioadă de 6 luni pentru absolvenți. Dacă în cele 60 de zile reușesc să se încadreze pe o perioadă mai mare de 12 luni, absolvenții primesc o sumă de 1980 de lei, așa numitul indicator de inserție. Tot ați început emisiunea cu partea de absolvenți și am vrut să... Este perioada lor acum. Da, să anunț aceste lucruri. De altfel, noi avem un parteneriat și o colaborare foarte bună cu Inspectoratul Școlar și cu toate liceele din județul Hunedoara și împreună cu colegii mei am avut acțiuni în școli, am avut pe absolvenți la evenimentele noastre. Am derulat o campanie de informare și cred eu că absolvenții cam știu cu toții că beneficiază de aceste lucruri. De altfel, activitatea și menirea noastră nu, în legătură cu absolvenții, nu are doar acest scop de a informa de bani, de ajutorul de șomaj, de sumele care le primesc. Împreună cu colegii de la informare și orientare în carieră, am avut foarte multe discuții cu tinerii. Încercăm să le prezentăm meserile pe piața forței de muncă, încercăm să îi aducem la zi cu cererea de pe piața forței de muncă. Colegii mei le aplică chestionare pentru abilitățile care le au în carieră și ajutăm să-și definească drumul în viață, să-și aleagă cea mai bună meserie care li se potrivește. Mă bucur că ai subliniat acest lucru pentru că am mai văzut unii unedoreni și probabil nu numai, care au criticat
încurajat cumva această inițiativă de a ca acești absolvenți să vină și să își depună dosarul pentru a beneficia de acest ajutor financiar. Spuneau că mai bine își găsesc direct un loc de muncă, încurajăm cumva să nu lucreze și să stea și să primească acești bani. E bine că ați subliniat totuși că îi sprijiniți și în ceea ce privește orientarea spre o carieră. Noi suntem instituția care punem în aplicare o lege. Nu putem noi să modificăm legea sau să ne pliem după toate solicitările care sunt pe rețelele de socializare. Sau să-i refuzați pe acești tineri dacă vin spre dumneavoastră. Unele intenționate mai bine sau mai răutăcioase. Noi, conform legea, avem niște obligații și absolvenții, la fel, au aceste drepturi pe care și le solicită și suntem obligați să le oferim. Nu există, știu, am citit și eu discuții de ce am adus tinerii la bursă și așa mai departe, pentru că există un protocol încheiat între Ministerul Muncii și Ministerul Educației de acum ceva ani, există un parteneriat încheiat între AJFM și Inspectoratul Școlar și avem obligația să informăm tinerii, pentru că, vedeți dumneavoastră, de fapt, tinerii sunt viitorul, trebuie să-i sprijinim, să le acordăm toate informațiile de care au nevoie să-și aleagă o meserie, să încercăm să-i ținem acasă, să încercăm să-i ajutăm să își ocupe un loc de muncă. Există tineri care după terminarea liceului nu mai merg mai departe din anumite considerente, pe anumite motive și atunci intervenim noi, le oferim cursuri de formare profesională, le ajutăm, ei le oferim tot sprijinul pentru a se ocupa, să-și ocupa un loc pe piața muncii. Noi am mai avut proiect pentru tineri unde le-am oferit și bani să-și înceapă o afacere, a fost un concurs de planuri de afaceri și așa mai departe. Acum știți cum este, pe rețelele de socializare toată lumea în spatele unui cont poate să spună orice, dar nu suntem instituția care să nu respectăm legea și absolut tot ce facem este în spiritul și litera legii. Avem obligația să aducem angajatorii la bursă pentru că angajatorii au locuri de muncă. Șomerii au obligația să participe și să vină ori de câte ori sunt chemați, să participe la acțiunile instituției. Am citit și eu, am citit chiar un articol în presă, cum că noi am obligat și am cărat șomerii cu autocarele, am obligat să vină la bursă, că vine nu știu cine sau legea nu știu ce. Obligă să facă acest legea lucru. Legea obligă, iar pe spatele fiecărui carnet de șomer scrie care sunt atât drepturile cât și obligațiile șomerului. Ajutorul de șomaj nu este o sumă care o primim doar să stăm acasă. Pe perioada ajutorului de șomaj avem anumite obligații, să ne prezentăm la viza lunară, să nu refuzăm un loc de muncă, să ne căutăm un loc de muncă, să ne prezentăm ori de câte ori suntem solicitați și chemați la agenție cu scopul de a primi o informație despre un loc de muncă sau de a fi înscris la un curs de calificare. De asemenea, tot legea spune că legea 76 pe 2002 cu modificările și completările ulterioare spune că AJFM poate să înceteze ajutorul de șomaj persoanelor care nu fac dovada că și-au căutat activ un loc de muncă, refuză un loc de muncă sau nu vin atât în momentul în care suntem la o acțiune și solicităm și invităm și nu vin. S-a întâmplat acest lucru până acum? Nu, fost n-am situații tăiat în care șomajul la în nimeni. Nu am tăiat șomajul la nimeni. Am încercat să discutăm cu cei care n-au venit. Am încercat să lămurim lucrurile și să nu fim atât de drastici. Dar, sigur că dacă lucrurile nu funcționează altfel, vom fi obligați să facem și acest lucru. De ce organizăm bursa locurilor de muncă? Bursele locurilor de muncă le organizăm tocmai pentru a oferi posibilitatea celor care n-au un loc de muncă, cei care vor să schimbe locuri de muncă sau celor care n-au avut niciodată un loc de muncă să discute cu mai mulți angajatori. Dovada căutării unui loc de muncă, foarte simplu, putem să o solicităm șomerilor și să spunem ne aduceți 5 negații sau 3 negații din oraș și să umble prin oraș să-și caute loc de muncă. Nu facem acest lucru, aducem noi 30, 50, 70 de angajatori în același loc, invităm șomerii să vină să discute cu acești angajatori. Aș mai vrea să lămuresc încă un aspect, tot de pe rețelele de socializare
scria unele persoane că noi aducem șomerii să le punem viza pe carnetul de șomer la bursă. Nu putem face acest lucru. Cumva profitați, nu ați profitat de aceste ocazii pentru a aduce șomerii. Și dacă am dorit să facem acest lucru, nu se poate. Înainte, chiar un fost coleg de-al nostru, care cu ani în urmă a plecat din sistem, a scris acest lucru. Înainte, nu știu să vă spun, probabil că se făceau, dar în acest moment, vizele pe carnetul de șomer sunt în sistem informatic, există o aplicație care o gestionează STS-ul și noi evenimentele le organizăm în alte locuri din afara instituției. Ori nu putem să ne instalăm calculatoare și nu cred că ați văzut, deși și dumneavoastră ați participat la foarte multe dintre evenimentele noastre, nu ați văzut niciun calculator sau un coleg care să pună viza la șomeri, așa cum spun unii. Ca să facem acest lucru, ar trebui să solicităm la STS și durează o grămadă de luni până când ei să tragă fir, să ne pună un cablu, să ne instaleze rețeaua acolo. Nu se poate să ne instaleze rețeaua pentru o zi. Nu există așa ceva. Nu se pun vize pe carnetul de șomer la bursă. Cine dorește să înțeleagă acest lucru foarte bine, cei care fac astfel de afirmații înclin să cred că sunt răutăcioase sau cu un anumit scop. E adevărat că am conceput noi o fișă pe care le-o completăm și o dăm la fiecare persoană care vine la Bursa Locurilor de Muncă, să avem și noi evidența persoanelor care participă, pentru că v-am spus, e firesc, putem să încetăm ajutorul de șomaj la cei care nu participă, unde la intrarea în sală le explicăm că pe acea fișă trebuie să fie la plecare minim 3 angajatori care să-și semneze și să-și pună ștampila. De ce? Tocmai am gândit acest aspect, tocmai pentru a încerca oarecum să îi ducem spre angajator și să-i obligăm să stea de vorbă, să afle o informație despre un loc de muncă și de ce nu să-și completeze un CV sau să stabilească o probă de lucru. Cred că tot ce v-am spus până acum este destul de clar și aș vrea să se înțeleagă foarte clar că noi nu încălcăm legea. Mă deranjează foarte tare pentru că activitatea noastră este una foarte complexă, iar eu tot ceea ce încerc să fac este să respectăm legea și să venim în sprijinul cetățenilor. Mă deranjează afirmațiile și acuzațiile care se fac nefondat și demonstrat putem să le combatem, dar eu nu am timp să stau toată ziua să verific pe Facebook, să văd cine ce scrie, de regulă după masa sau mă rog, mă sună cineva și îmi spune că nu știu care ce a zis. Nu, iar domnii de la presă cred că ar fi foarte bine să fie informați când fac altfel de acuzații răutăcioase cu un anumit scop și să nu implice instituțiile statului, instituțiile publice în alte probleme personale sau mă știu ce alte povești sunt. De fiecare dată informația trebuie verificată din cel puțin exact. 3 surse pentru deci a putea să noi nu obligăm pe nimeni. Afirmații. Persoanele sunt obligate să participe și, în schimb, dacă am ajuns să punem poză după spatele carnetului de șomer să le demonstrăm, pentru că sunt așa numiți postaci de serviciu care fac tot felul de afirmații, lucrurile, nu avem timp și nici nu-mi doresc să răspund la fiecare. Cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă, lucrurile se pot verifica. De asemenea, oricând pot să stau la o discuție și să explic absolut toate raportările pe care noi le comunicăm în spațiu public, în urma evenimentelor noastre pe care le organizăm. La închiderea evenimentului, după discuțiile cu angajatorii, avem un număr de persoane care au fost selectate, avem în urma repartițiilor persoanele angajate pe loc. Toate lucrurile astea sunt cu documente justificative. Nu facem un comunicat în care să spunem că am angajat 100 de persoane doar de dragul de a-l face. Noi nu avem nicio fel de miză pe chestiunea asta, dar toate cu informațiile pe care noi le anunțăm în spațiu public și în comunicatele de presă au documente justificative. Dacă s-au angajat 50 de persoane, avem 50 de repartiții. Dacă sunt selectate... Și de fiecare dată sunt câteva zeci de persoane angajate pe loc atunci în timpul noi în acest burselor. An, până în acest moment, am organizat 10 evenimente. Doar anul acesta? Da, doar anul acesta. Chiar
citeam în alte părți că dacă în alte locații au făcut un singur eveniment până în acest an, noi am avut 10. Am demarat în luna martie cu Bursa Mărțișorului, unde am avut Petroșani, Deva, Hunedoara, 7, 11 și 15 martie. Am avut mini-bursa locurilor de muncă la Brad, Hațec și Orăștie, încă alte 3. Și am avut bursa generală în 4 locații, Petroșani, Simeria, Hunedoara și Deva. În total au fost contactați 688 de agenți economici, au participat 378 la evenimentele noastre, au fost oferite pe toate cele 10 evenimente un număr de 4.498 de locuri de muncă vacante, au participat 6.364 de persoane, au fost selectate 1.840 de persoane, au fost încadrate în ziua bursei 621 și 787 la 30 de zile. Toate cifrele astea stau la bază documentele justificative. Sigur că la bursele noastre, la evenimentele noastre publice, poate să participe orice persoană, nu neapărat persoana care este înregistrată la AJOFM. Deci oricine își dorește oricine să poate își schimbe locul de muncă să participe, sau să aibă un loc de muncă, fișe, e bine primit. Sigur că da, fișă de evidență, colegii mei le dă la toate persoanele care intră și spun că își caută un loc de muncă sau vor să vadă despre ce e vorba. Mai avem o componentă, partea de cursuri de formare profesională la fiecare eveniment. Am avut câte o persoană, un coleg din agenția locală sau colegii de la centrul de formare care au venit cu oferta noastră de cursuri. Până în acest moment, noi am avut un număr de 13 programe de formare profesională în acest an. Unele, cred că doar unul s-a terminat, restul sunt în plină desfășurare. Pe pagina de Facebook a instituției chiar am pus poze de la eveniment, de la cursuri, pentru că ne dorim ca activitatea practică să fie una care să învețe și să-i ajute, nu doar să ne prefacem. Bifați această activitate, deși la un moment dat ați avut probleme în ceea ce privește organizarea sau desfășurarea, mai bine zis, a unor cursuri. Ați avut probleme și cu cursanții, dar și cu formatorii. Da, am spus-o public pentru că așa mi se pare corect și normal să nu ne ascundem și să spunem altceva. În momentul când am avut o problemă, am suspendat cursurile, am încetat activitatea și relațiile cu formatorii și am încercat ca într-adevăr banii care îi alocăm pentru cursurile de formare profesională să fie utilizați în mod eficient. Sigur că în fiecare zi să mă duc să verific programele de formare și să vreau nu am cum, pentru că sunt în diverse localități. Avem montatori panouri solare și la Hunedoara și la Deva, avem sudor electric la Petroșani, manager resurse umane la Deva, operator introducere validare date Brad, cameristă Petroșani, bucătar Orăștie, instalatori, instalații sanitare de gaze avem iar la Deva și la Orăștie, agent de securitate Petroșani, manicurist Petroșani, femeie de servici Hațec. La aceste cursuri doar șomerii care sunt înregistrați la AJOFM pot participa sau și celelalte persoane? Obligația adică persoanei care vrea să participe la astfel de cursuri este să se înscrie ca șomer neindemnizat la noi. Persoanele care lucrează și au un loc de muncă nu pot să se înscrie la aceste cursuri pentru că cursurile sunt gratuite, sunt 100% gratuite pentru persoanele care participe. Noi le asigurăm atât partea teoretică cât și materiale pentru partea practică. De exemplu, sunt pe grupurile de curs de pe WhatsApp la toate programele. Doamnele de la manicură și de la coafor sunt modelul uneia pentru cealaltă și bineînțeles că toate astea presupun niște costuri care noi le suportăm, iar pentru persoanele care sunt înscrise, singura obligație ar fi să participe la aceste cursuri. La bucătar la fel, învață să facă mâncare și la montator panouri chiar am avut o surpriză foarte plăcută. A venit o firmă din Deva, o persoană interesată, ne-a spus că a văzut pe pagina de Facebook că avem curs de montator, dorește să angajeze 3-4 persoane și vrea să-i vadă la practică pe acești cursanți. Deci organizați cursurile și în funcție de solicitările pe care le aveți din partea unor angajatori. Neapărat trebuie să organizăm astfel
astfel de cursuri, astfel cursurile, pentru că noi avem se cheltuie bani, se irosesc bani până la urmă pe aceste cursuri, se irosesc, n-ar trebui să se irosească, ar trebui să fie eficienți. Dar mai sunt și excepții. Și avem obligația ca 50% dintre acești participanți la cursuri absolvenți să integrăm pe piața muncii, altfel nu sunt eficiente programele de formare. Și deci urmăriți și parcursul acestor cursanți. Sigur și după, da, finalizarea acestei perioade de pregătire. Îi monitorizăm și la 6 și la 12 luni, noi tot îi monitorizăm și îi chemăm la acțiunile noastre, îi chemăm la bursa locurilor de muncă, discutăm cu angajatorii. Avem și programe care le pornim strict pentru angajator. De exemplu, dacă vine o firmă de pază și au cerut să angajeze un număr mare de persoane, am început cursul și probabil că acei cursanți toți vor fi integrați pe piața muncii. Pentru luna iulie avem, în această lună pregătim 3 programe de formare: contabilul, care va fi la Petroșani, la Orăștie, competențe de limba engleză, și la DEVA avem un curs de competențe antreprenoriale. Aceste programe la fel au fost făcute și anunțate că vor fi începute în urma solicitărilor care le avem pentru cursanții, de la cursanții noștri și de la angajatori. Vă spuneam și la alte emisiuni că în fiecare sfârșit de an noi trimitem tuturor angajatorilor chestionare în care avem anumite întrebări și rugăm să ne răspundă ce vor să facă pentru anul următor, iar aceste chestionare stau la baza programului nostru și planului nostru de formare. Evident că vom face și alte cursuri la cererea pieței sau la cererea angajatorilor. Sperăm să pornim și în această toamnă proiectele noastre și atunci, evident, că vom avea mult mai multe programe de formare. Vom vorbi și despre aceste proiecte, cu siguranță, pentru că sunt extrem de importante și pentru angajatori și pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Ați monitorizat și spuneați că monitorizați și ceea ce se întâmplă după organizarea acestor burse, după organizarea, iată, acestor cursuri, iar în ceea ce privește cursurile, care este rata de angajare? Câți reușesc să-și găsească un loc de muncă dacă urmează aceste cursuri? 50% e minim pentru fiecare program. Sunt programe unde depășim această rată. Vă spuneam că sunt angajatori care doresc să angajeze și atunci când demarăm cursul, 90% dintre absolvenți deja se încadrează pe piața forței de muncă și angajatorul respectiv îi încheie contractul de muncă chiar la absolvire. Dar noi avem obligația și asta trebuie să facem, să ajutăm absolvenții minim 50% din fiecare program de formare să se integreze pe piața muncii. Care este cea mai căutată sau printre cele mai căutate locuri de muncă? Pentru că ați amintit aici de bucătar, de manicurist, pedicurist. Nu care pot sunt... să vă spun că există ca și curs cel mai căutat, pentru că pentru cei cu studii superioare, v-am spus, avem manager resurse umane, avem partea de operator, introducere și validare date, cei cu studii medii la fel au cursuri pentru fiecare tip de specializare, de studii în parte. Am sesizat în așa, o chestiune generală, că doamnelor le place foarte mult și își completează în chestionare partea de manicură, pedicură, coafor. Am mai avut la un moment dat o tendință și un număr foarte mare de solicitări pe partea de amenajare și partea de flori, partea de floricultură, dar iar la domni, cursul de instalații sanitare și de gaze, montator panouri fotovoltaice, sunt solicitări care le găsim destul de des pe chestionarele care le completează la depunerea dosarului de șomaj. Partea aceasta cu manicură, pedicură și cu coafor este, cred că, o plăcere pentru doamne, pentru că pe lângă faptul că învață anumite secrete și învață anumite lucruri despre aceste meserii, se răsfață unele pe celelalte, pentru că, v-am spus, sunt propriile modele. E bine că
măcar există interes din partea acestor oameni. Cine știe, poate la un moment dat își vor deschide și propria afacere în anumite domenii. Nu e vorba doar de interes, pentru că la fiecare curs, demararea unui curs, noi completăm cu fiecare cursant un contract de formare profesională. Este și o obligație. Noi ne obligăm să punem la dispoziție sala de curs, formatorul, materialele pentru pregătirea practică, să plătim tot ceea ce ține de acel curs, iar persoana care urmează acel curs are obligația să participe. Există și aici o parte mai puțin neplăcută, persoanele care se înscriu și nu refuză, nu doresc să vorbească cu noi, nici măcar la telefon nu participă, vin 2-3 ore și pormă dispar și ce faceți mai departe. În aceste situații? Sau... Avem obligația să le constituim debitori și să le imputăm cursul în totalitate. Faceți acest lucru? Aici, da. Pentru că nu avem, odată înscris și matriculat, nu avem altă soluție. De asemenea, în contractul de formare, cursantul și-a angajamentul că nu lipsește mai mult de 10% din total numărul de ore. V-am spus, nu putem să le verificăm pe toate, în fiecare zi, pe toate programele, pentru că avem multe alte lucruri de făcut, dar încercăm să discutăm și cu formatorii să fie puțin mai stricți în ceea ce privește prezența. Am solicitat înființarea de grupuri de WhatsApp la toate programele și solicit poze în fiecare zi sau, mă rog, la 2-3 zile de la cursuri. Acum e ușor să-ți dai seama cei care nu prea sunt interesați să vină, pentru că acele persoane spun că ei nu vor să fie pozați. Conform contractului de formare profesională există aceste obligații, iar la depunerea dosarului și la depunerea dosarului de înscriere la curs și dosarului de șomaj, toată lumea completează acordul cu privire la prelucrarea datelor și acolo noi avem specificat foarte clar că avem obligația să promovăm aceste programe. Deci, încă o dată vă spun, nu încălcăm legea și nu avem niciun fel de miză în a face altceva decât ceea ce trebuie. Dar în situația în care poate unul dintre șomeri a ales un anumit curs și poate își dă seama că nu este pentru el acea viitoare profesie, să spunem, are posibilitatea de a schimba cursul? Înainte de a începe cursul, chiar înainte de a începe, da, după ce deja a început și peste 2-3 săptămâni deja își dă seama că nu mai vine, lucrurile sunt mult mai complicate. Sigur că dacă din punct de vedere medical nu poate să urmeze acel curs sau dacă din punct de vedere medical nu poate să desfășoare acea meserie, deși la înscriere a adus adeverință că este apt de curs, lucrurile, fiecare caz în parte trebuie discutat și lucrurile sunt sensibile și au o rezolvare pentru fiecare persoană, dar v-am spus, în cazul în care nu anunță, nu participă, nu ne mai răspund la telefon, din păcate trebuie să le imputăm cursul. Măsuri legale până și la urmă. Și să știți că un curs de exemplu de montator instalații sanitare și de gaze, chiar am discutat săptămâna trecută cu lectorul, e undeva, spunea dânsul, la cuplată, dacă ar fi să-l plătească, la 3500 de lei, 3500 de lei. Noi le facem gratuit. Apoi dacă le facem gratuit, le organizăm gratuit, punem la dispoziție materialele și nici așa nu... Ba mai mult poate le facilitați și o întâlnire cu un posibil angajator. Da, la unii care vin din altă parte enorm. Le decontăm inclusiv naveta, le dăm banii de transport, adică mai mult de atât cred că nu avem fizic cum ce să facem. Da, discutăm cu angajatori, de regulă dezvoltatorii care vor să vină în județ. Am avut foarte multe discuții cu diverse firme și din afară și de aici. Toți cei care doresc și vin să întrebe despre stocul de șomeri, despre meseriile care le avem noi și ceea ce ar dori dânsii, noi le oferim programe de formare, ne autorizăm dacă avem alte solicitări unde noi nu avem autorizații. Vă puteți plia foarte ușor așa din acest punct de vedere. Da, lucrăm cu centrele de formare profesională unde constituite la nivel de țară sunt noi lucrăm cu cei de la Dolj, pentru că suntem arondați Dojului și colegii noștri de la Dolj, dacă noi nu putem să
să facem la noi cursurile, le fac pe autorizațiile lor, dar tot la noi în județ, cu oamenii noștri, sunt până la urmă tot în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, deci deschidere avem pentru absolut orice. Mai trebuie să fie și de partea cealaltă o deschidere mai mare. Mai trebuie să și dorească, mai trebuie să și înțeleagă că orice persoană care este în șomaj are obligația pe perioada șomajului să-și caute un loc de muncă și să încerce să-și schimbă meseria dacă are o meserie care nu se mai caută. Acum am mai auzit la bursa locurilor de muncă, de exemplu la Petroșani, când am organizat, am avut 500 de locuri de muncă și a venit un domn și a spus: domnule, nu, eu vreau doar miner. Nu am avut post de miner. Acum... De aceea există și această reorientare profesională și... Cu siguranță avem și alte abilități dacă reușim doar să căutăm așa bine. Exact. De, nu de puține ori am auzit, nu sunt locuri de muncă. Am vrea să muncim, nu avem unde să muncim. Veniți și ne dați totuși niște date și niște cifre care contrazic aceste voci care spun că nu sunt locuri de muncă. Într-adevăr, poate nu toate sunt mai bine plătite, pentru că aici cred că este de asemenea o problemă, dar nu puteți să interveniți asupra salariului nici dumneavoastră și nici alte instituții decât acei angajatori care vin și spun oferta pe care o au. Astăzi am, înainte să vin la dumneavoastră la emisiune, am interogat baza noastră de date în ceea ce privește locurile de muncă vacante. Deci în 8 iulie avem 1011 locuri de muncă vacante la nivelul județului Hunedoara. Cam care ar fi domeniile principale? Muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor 426. Situația este centralizată la tot județul. Noi săptămânal punem pe pagina de Facebook și pe pagina instituției locurile de muncă și pe agenții locale și pe agenții economici. Asta nu cei care anunță, pentru că, să nu uităm, mai sunt probabil câteva zeci sau poate chiar sute de locuri de muncă care nu ajung prin agenția dumneavoastră. Eu vă citesc ce avem în aplicația noastră, în programul SEM. Și la acea mie și cred că se mai adaugă și alte locuri de muncă. Manipulante marfă 33, agent de securitate 32, lucrător comercial 22, ajutor de bucătar 19, asistent medical generalist 19, bucătar 18, vânzător 18, ajutor ospătar 16. Sunt foarte multe în Horeca, fiindcă pe perioada de vară există o cerere foarte mare pe partea aceasta. Ospătar, chelner, cusător din piele, piese din piele, operator la mașini unelte semi-automate, șofer, zidar, mașinist la mașini pentru terasamente, ifronist, ambalator, muncitor în industria confecțiilor, în construcții, pentru că fiind vară și tot așa firmele de construcții lucrează la capacitatea maximă, dulgher, confecționer, prelucrător în industria textilă. Sunt locuri în diverse meserii. Nu avem, eu am citit aici cele mai multe meserii căutate, n-am structurat și cele care sunt un post sau două, până de la 10 în sus, pe total listă, dar dacă această ofertă poate fi verificată și pe pagina... Pe pagina noastră de Facebook o publicăm și pe pagina aneofme.ro și selectați județul Hunedoara, la fel se găsește lista de locurilor de muncă vacante. De asemenea, la fiecare agenție teritorială a noastră și la Agenția Județeană sunt afișate locurile de muncă și sunt puse la dispoziția persoanelor care interesează acest lucru. Există locurile de muncă vacante, există în aplicația SEM, se numește, angajatorii își fac singur contul cu parolă personală, nu știm noi, și încarcă oferta de locuri de muncă. De astfel, tot ce înseamnă responsabilitatea pentru aceste locuri de muncă aparține angajatorilor, pentru că fiecare își spune cam ce nevoi are. Aș vrea să fac și aici o precizare. Asta nu înseamnă că unele nemulțumiri din partea angajaților nu ajung și la dumneavoastră, da, să le faceți dumneavoastră ordine, dacă s-ar putea. Vreau să fac și aici două precizări. Una, toată lumea ne întreabă de ce nu sunt locurile de muncă anunțate la stat.
pentru că tot ceea ce înseamnă concurs prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici se presupune că persoana trebuie să-și depună un dosar și să susțină o probă scrisă, orală și așa mai departe, în interviu și așa mai departe. Ca atare, firmele, instituțiile de stat comunică aceste locuri la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Se găsesc și acolo, este tot așa o platformă publică, e foarte ușor de căutat. Și doi, legat de salariu. Sunt foarte multe persoane care spun, da, dar e minimul pe economie, este salariul prea mic sau nu știu ce, n-a făcut angajatorul respectiv sau nu ce-o zis și așa mai departe. Până la încheierea contractului de muncă, noi ajutăm persoanele, le punem față în față cu angajatorul care are un loc de muncă și dorește să angajeze și persoana care caută un loc de muncă. În momentul în care se încheie un contract de muncă, noi nu mai avem abilitățile și nu mai avem voie să mergem peste angajator. Acolo este deja altă instituție care merge să verifice raporturile de muncă. Legat de salariu, noi nu putem impune un anumit salariu. Fiecare angajator știe în bucătăria proprie ce poate să oferă și cum să-și gestioneze forțele. Noi încercăm să le spunem la toți cei care își caută un loc de muncă că trebuie să fie bine pregătiți, să-și negocieze singur cu angajatorul exact ceea ce anume doresc și să spună care sunt pretențiile, să ajungă la o discuție, dar nu putem să intervenim și să impunem un anumit salariu. Salariul, până la urmă, angajatorul îl oferă în funcție de pregătirea fiecăruia, dacă fiecare aduce un plus valoare firmei respective, dacă își face treaba, dacă primește comenzi și crește vânzarea sau, mă rog, cifra de afacere a acelei societăți, sigur că se poate umbla și la salariu. Aici noi nu putem să intervenim. Există legislația care spune exact minimul salariului care se poate acorda, restul este o negociere între potențialul angajat și angajator. Da, e bine că ați spus și acest lucru, pentru că, spuneam puțin mai devreme, am întâlnit și nu odată astfel de discuții asupra salariului vis-a-vis de ce ați putea face dumneavoastră în ceea ce privește acest aspect. Mai avem, cred că, vreo 8 minute din această emisiune și vreau să discutăm și despre proiectele pe care le aveți acum în derulare și, la cum vă cunosc, știu că acum urmează să ne confirmați sau nu, dar de fiecare dată mai pregătiți câte ceva și la nivel național cred că a stârnit invidie pe aici, pe acolo, în unele județe. Nu avem acum proiecte pentru că exercițiul financiar al proiectelor s-a terminat în luna noiembrie-decembrie anul trecut. Sunt în acest moment pregătiri, ne pregătim pentru tranziția justă. Pe această linie de finanțare și în acest program beneficiem de aproape 27 de milioane de euro pe partea de formare profesională, sprijin angajatori și tocmai dorim să organizăm niște discuții și niște întâlniri cu angajatorii pentru a le explica care sunt facilitățile, să vedem exact cam ce anume putem să facem pe acest proiect. Mai avem partea de, tot pe tranziție justă, partea de modernizare centre, unde avem tot așa vreo 16 milioane de euro, unde dorim să ne modernizăm și să ne... Centrele pe care le aveți centrele deja? Proprii, centrul nostru propriu de la DEVA și să ne autorizăm pentru meserii cerute pe piața în forței de muncă, iar la Petroșani, la Petrila, avem în parteneriat școala de calificare de la Mina Petrila, unde în această lună deja vom începe să întocmirea DALI și să demarăm și acolo acest proiect. Pregătim în această lună, vom avea o bursă a locurilor de muncă atipică, nu așa cum v-am obișnuit cu multă lume, va fi strict destinată persoanelor care sunt aflate în detenție și care urmează să se elibereze. Am discutat cu domnul comandant al penitenciarului, domnul director sau nu știu exact titulatura dânsului, va veni cu persoanele care urmează să fie eliberate, care sau persoanele private de libertate care doresc să muncească și au voie să muncească în regim semideschis și vom organiza o întâlnire cu angajatorii în funcție de meseriile care le au aceste persoane. Nu sunt foarte mulți, cred că până în 30 de persoane,
vor fi la acest eveniment și angajatori vom aduce interesați, persoanele și firmele interesate care vor să angajeze pe construcții, cam ce meserie au aceste persoane. Deja suntem în discuții avansate, avem confirmări vreo 10 societăți comerciale care vor participa. O să venim cu un comunicat de presă și o să ajungem la un comun acord cu data exactă când va fi acest eveniment. Deci astea sunt angajatorii care sunt deschiși să angajeze persoane, fie care încă mai sunt private de libertate, fie persoanele acestea care vor fi, urmează să fie eliberate din penitenciar. Exact, și mai avem totuși vorbim linie de integrare mult prea mult și iată că totuși sunt și anumite reacții reale. Păi, în primul rând, noi avem tot conform legii obligația să stăm de vorbă cu persoanele respective, avem colegi care sunt specializați, care intră în penitenciar și discută cu persoanele private de libertate. Deci mergeți și dumneavoastră înspre ei. Sigur că da. Activitatea noastră e destul de complexă și amplă, nu presupune doar plata ajutorului de șomaj, pui viza și atât. Inițial am discutat să mergem acolo, după care am zis că totuși e mult mai bine să organizăm probabil la noi în agenție, fiind un număr restrâns de persoane care vor participa la astfel de eveniment. Am avut evenimentele în luna mai pe economie socială, la unul dintre evenimente au participat și reprezentanții penitenciarului, domnul director, comandant al penitenciarului și asta am hotărât atunci. Sigur că vom avea la toate evenimentele persoanele cu dizabilități, de exemplu, care vor să participe, pot să participe alte categorii sociale, dar ne-am gândit că ar fi mult mai bine pentru această categorie de persoane să organizăm un eveniment strict doar pentru ele. Ok, nu o să adică nu o să interzicem dacă vrea cineva să intre să vorbească cu angajatorii altul, adică o persoană de pe stradă dacă vrea să intre, dar am zis că totuși să fie un pic mai altfel evenimentul. Restrâns, exact. Da. Datorită statutului persoanelor respective. Este și firesc. Unde va fi organizată această la noi, la Devan Agenție, pentru că nu o să fie foarte multe persoane. V-am spus, sunt până în 30, așteptăm acum lista cu persoanele, ne-au spus cam ce meserii au, o să vedem exact, avem deja vreo 10 angajatori care vor să participe și măcar să reușim să-i ajutăm să-și facă o imagine pentru viitor ce înseamnă piața muncii. Mai avem un proiect pe care dorim să-l depunem, centrele de tineret, așteptăm să pornească ghidul, a fost în consultare și acum așteptăm să deschidă linia. Vedeți exact ce vă spuneam mai devreme, cu siguranță mai are doamna Domuța ceva la sertar acolo pregătit. Păi este oarecum un angajament al meu când am preluat funcția de director ca fiecare leu care aș putea să-l aduc în acest județ pentru cetățeni să reușim să-l aducem. Mai avem un proiect cu tinerniți, să vedem, acum ne hotărâm, pentru că tranziția justă are un număr foarte mare la grupul țintă. Avem foarte multe persoane care trebuie să le integrăm în acest proiect și atunci trebuie să calculăm și să fim foarte serioși și riguroși să ne atingem indicatorii care îi punem în acel proiect și atunci asta facem acum, pregătim partea de tranziție justă, vedem exact ce o să se întâmple legat de indicatorul de etapă, pentru că și acolo avem anul acesta un număr de 1800 de persoane care să fie incluse în proiect și atunci în funcție de modificarea acestui indicator vom mai depune și alte proiecte. Vom fi, în această toamnă vom avea bursa absolvenților, deci vă spuneam luna aceasta pentru cei din penitenciar, cred că în august nu vom organiza nicio bursă pentru că eu mai glumesc, mai în glumă, mai în serios și șomerii noștri pleacă în concediu. Noi de regulă încercăm să acoperim activitatea, nu suntem plecați în concedii sau dacă cineva pleacă, întotdeauna există colegi înlocuitori, dar luna august ne dorim să fie una mai liniștită. Păi, din acest spus, punct și de vedere. Șomerii noștri pleacă în concedii și atunci o să începem în septembrie, octombrie, spre toamnă.
E bine, asta înseamnă că pun bănuț pe bănuț acolo din acel șomaj sigur că și da, sigur. Până la urmă toți avem nevoie de câteva momente de respiro, așa măcar să avem într-un an. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru toate informațiile pe care le-ați prezentat hunedorenilor, indiferent că vorbim de șomeri sau nu, pentru că așa cum ați spus și dumneavoastră în această emisiune, poate sunt unii hunedoreni care își doresc să-și schimbe locul de muncă, își doresc altceva și atunci toate aceste informații, iată o listă generoasă cu locuri de muncă vacante pe care o puteți consulta și pe site-ul ANOFM, dar și pe pagina de Facebook a AJFM Hunedoara, vin în sprijinul oamenilor. O vară liniștită vă doresc. Mulțumesc frumos, asemenea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!